Salut, sunt Andrei și bine am găsit la un nou episod. Astăzi vă voi arăta cum să desenați cercuri pe o foaie de matematică folosind pătrățele. Pentru a face acest lucru trebuie să localizați niște puncte. Să zicem că avem un punct de unde pornim, acesta este centrul cercului și apoi alegeți cât de mare vreți să fie raza cercului. Eu o să aleg raza 4. În felul acesta v-ați făcut niște puncte și acum puteți să le luați și 4 în sus. Și aici va fi un sfert din cercul nostru. Va fi la fel ca celelalte sferturi, deci puteți doar să copiați ce e aici și să faceți restul cercului. Pentru a-l desena, există o formulă pentru a face un cerc pe sistemul de axe XY și acela este X pătrat plus Y pătrat este egal cu raza acelui cerc la pătrat. Asta e pentru că raza aceea este întotdeauna aceeași, este constantă, oricum ai roti-o în cercul respectiv. Poți să o rotești așa sau așa sau așa. Ideea este că ea ori este dreaptă, ori este oblică, așa. Și atunci, lungimea ei este, putem observa că formează un triunghi dreptunghic și ea, știind că pornește din centrul axelor, din punctul de intersecție al axelor, asta înseamnă că aici valoarea lui x e 0 și valoarea lui y este tot 0. Deci înseamnă că lungimea asta este fix câte unități x ai, și aici este Y. Deci lungimea asta e X, lungimea asta e Y. Și lungimea asta e R, raza. Și știm din teorema lui Pitagora că dacă avem un triunghi dreptunghic, lungimea ipotenuzei la pătrat este egal cu suma pătratelor lungimilor catetelor. Deci înseamnă că X pătrat plus Y pătrat e raza la pătrat, exact formula asta. Așa. Și de aici putem facem o formulă doar pentru Y. De aici rezultă că Y pătrat este egal cu R pătrat minus X pătrat. Și facem radical din ambele părți, deci Y este egal cu radical din raza la pătrat minus X la pătrat. Foarte bine. Și Y, ce practic Y este, vedem, înălțimea. Deci, în funcție de punctele astea vom afla la ce înălțime trebuie să desenăm punctele ca acestea să se afle pe cercul nostru. Bun, pentru a afla acest lucru, întâi îl locuim pe R, știm că raza noastră ne-am ales să fie 4, deci 4 pătrat este 16, Y va fi radical din 16 minus X pătrat. Și acum asta e înălțimea noastră, radical din 16 minus X pătrat. Atunci când x e 0, este radical din 16 minus 0, adică radical din 16, ceea ce e 4, deci aici se află cercul. Apoi dacă e 1, va fi radical din 16 minus 1, adică radical din 15. Și acest lucru este aproape de 4, dar e mai mic de 4, așa că vom trece 3. Doar pe o aproximare, țineți cont de asta. Dar aici nu este pe cerc, este pentru că am ales un număr mai mic decât valoarea reală a radicalului. Atunci va trebui să ținem cont că acest punct este în interiorul cercului, nu este pe linia cercului. Următorul, avem 2, deci vom avea radical din 16 minus 2 pătrat, radical din 16 minus 4, adică radical din 12, care iarăși e mai mic decât 4, dar e mai mare decât 3, deci vom alege încă un punct cu înălțimea 3. Dacă le alegem 3, va fi 16 minus 3 pătrat, 16 minus 9, care este 7, va fi radical din 7 și acest lucru e mai mic decât 3, mai mare decât 2, deci vom alege cu 2. Și acum, dacă este, bineînțeles, dacă e 4, va fi radical din 16 minus 4 pătrat, radical din 16 minus 16, radical din 0, adică 0, adică e fix aici. Ideea este că bun, stați așa să copiem și pe
celelalte sferturi de cerc. Și practic asta va fi o aproximare de cerc. Dar aici chestia e că cu cât vă alegeți raza mai mare, cu atât veți avea mai multe repere și vor fi mai precise, astfel încât cercul va ieși mai complet, mai bine. Dar oricum puteți să-l desenați după aceea în felul acesta. Țineți cont că astea două sunt chiar pe cerc, iar astea sunt în interior undeva, nu sunt chiar pe cerc. Și pe ăsta l-am scăzut mai mult, deci punctul va fi undeva mai deasupra. Pe ăsta l-am scăzut mai puțin, deci punctul va fi mai jos. Și pe ăsta tot la fel și trasăm așa cercul. Dar acestea sunt niște repere care să ne ajute să trasăm un cerc cât de cât mai corect decât dacă n-am fi avut deloc niciun reper. Și în felul ăsta completați tot și aveți cercul. Doar că atunci când, după cum am spus, când aveți mai multe puncte de reper, adică o rază mai mare, aproximarea vă va ieși mult mai bine, deci prin urmare veți putea desena un cerc aproape perfect. Cam atât cu acest episod, nu uitați să dați like, share și subscribe. La revedere!